asta este Enel, Lidia, mulțumim. Lidia este prieten de Galos, a fost la multe summit-uri, la multe tabere, de mult. Și înainte la o companie, acum s-a mutat la Enel și a zis, trebuie să existe și Enel să știu. Și pentru că nu fac foarte multe lucruri acum la început pe social media, la solicitarea lor am făcut un studiu împreună cu agențiile de comunicare mari și medii din România, cu ce blogări lucrează companiile. Sau mai exact, care sunt blogării care au fost angajați de către companii în 2013. Și metodologia s-a realizat acest studiu în perioada 15 ianuarie 10 februarie, este pentru tot anul trecut și am avut un eșantion de 50 de agenții de PR și comunicare. Cei mai utilizați, ca să spunem mai frumos, blogger români în 2013. Locul 10, Mazilic. Este un top 10. Locul 9, Vlad Petreanu. Sincer, mă așteptam, ok, mă sus. Locul 8, Cabral Ibar. Și la Cabral mă așteptam să fie mai sus. Ce înseamnă percepția pur și simplu când vezi campanii. Locul 7, Simona Tari. Blog a crescut foarte frumos. Locul 6, Radu Numitru, Radu, m-am văzut. Bună. Cristina Bazavan, locul 5. Andreea Ibaca, locul 4. Campanii pentru femei multe. Locul 3, Cristian Manacu, a venit și el de afară. Locul 2, Victor Capra. Și locul 1, chinezul. Ești premiat, ca să spun așa. Acestea sunt rezultatele studiului cu bloggerii cei mai folosiți, cei mai utilizați, cei mai plătiți în campanii de către companii în 2013. Aceasta a fost scurta mea intervenție. Dacă aveți întrebări, cu mare drag, suntem aici. Nu sunt. Este momentul